patronii unui lanț de cazinouri din România au angajat cei mai temuți interlopi din țară ca să le elimine concurența, dar și să-i forțeze pe cei care câștigau să renunțe la premii. În schimb, le asigurau salariu lunar și recompense în funcție de rezultate. Norocul i-a părăsit și toți au ajuns la DIICOT. Procurorii acuză de violențe, șantaj și distrugere. Zeci de interlopi au fost ridicați cu noaptea în cap de mascați și aduși la DIICOT. Aceștia au creat o structură de forță care a fost folosită și pentru a împiedica anumiți clienți să revendice câștigurile însemnate obținute în localurile administrate de grupare. În realitate, indivizii furau norocul celor care câștigau în cazinourile fraților Sorin și Mihăiță Doroftei din Brașov. Mulți dintre ei, membri ai clanurilor Corduneanu, Cămătaru și Sportivilor, sunt celebri pentru violențele ieșite din comun. Cu toții au fost angajați ca agenți de securitate în cazinourile din 19 județe și din București. Cercetările de până acum arată că marii câștigători nu s-au ales cu nimic. Li s-a spus fie că aparatul s-a stricat și din acest motiv a generat un câștig așa mare, fie erau amenințați și chiar bătuți dacă revendicau banii și nu erau singurele sarcini ale interlopilor. Membrii grupului infracțional organizat au urmărit să împiedice extinderea sălilor de joc concurente pentru a permite dezvoltarea propriei rețele de săli. Ca într-o adevărată corporație, suspecții figurau inclusiv pe statele de plată. În plus, cine făcea treabă bună era recompensat cu excursii în străinătate sau cu mașini scumpe. Procurorii cercetează acum pe cei 40 de indivizi din rețea pentru lipsire de libertate, șantaj, distrugere, lovire sau alte violențe și favorizarea făptuitorului.